a plecat peste hotare să facă bani, iar când s-a întors în țară și-a găsit casa spartă de hoți. Este cazul unei femei în vârstă de 38 de ani din Ialoveni, recent revenită acasă de la muncă. Potrivit poliției, suspectați de jaf sunt 3 băieți și o fată, toți minori, cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. Aceștia ar fi dat buzna în casa femeii din Ialoveni și ar fi furat de acolo bunuri în valoare de peste 70.000 de lei. Potrivit ofițerului de presă de la Inspectoratul de Poliție Ialoveni, Silvia Vetcu, oamenii legii au fost alertați în dimineața de 7 mai chiar de femeia care și-a găsit casa răscolită de hoți. Potrivit oamenilor legii, jaful a fost săvârșit pe parcursul unei luni, timp în care proprietarii au fost plecați peste hotare. Astfel, în perioada 7 aprilie, 7 mai, minorii ar fi sustras din casă haine, încălțăminte, produse de igienă, bijuterii din aur și argint, tehnică de uz casnic, cauzând un prejudiciu de peste 70.000 de lei. Pe acest caz a fost pornit un proces penal. Oamenii legii au reținut pe minori care, din cauza vârstei, sunt cercetați în stare de libertate. De la domiciliile acestora au fost ridicate o parte din bunuri ce urmează a fi restituite proprietarei. Instanța de judecată ar urma să stabilească cum vor putea fi pedepsiți aceștia.